Bună ziua, Balanță, și bun găsit pe canalul meu de YouTube, Oracle Scope by Mary. Vă mulțumesc tuturor pentru vizionare și doresc să urez bun venit noilor abonați. Balanță, continuăm cu zodia voastră, Love Scope-ul nostru pentru luna august 2020. Voi v-ați clasat în luna iulie pe locul 3 din punct de vedere al vizualizărilor la momentul înregistrării. Și pentru voi vom folosi două seturi de cărți de oracol, din care vom extrage o carte din fiecare set. Și veți vedea la sfârșit dacă rezonați cu mesajele primite și cum vă veți putea aranja viața de iubire și poate relația de cuplu pe parcursul lunii august cu ajutorul acestor recomandări. Această citire este de asemenea valabilă pentru toți cei care au ascendentul Luna sau Venus în balanță. Firește, dacă nu rezonați cu aceste mesaje, această citire nu este pentru voi. Deci, o carte din fiecare set. Și haideți să vedem. Deci, Love Scope, lună august 2020, balanță, prima carte, familie. Iar cea de-a doua, sărbătoare, celebrare, eveniment. Haideți să le luăm pe rând. Deci, din start vedem că familia este un eveniment de bucurie, întotdeauna un motiv de bucurie dacă ne referim la adunarea familiei într-o sărbătoare sau la un eveniment. Vedeți mai multe generații în această fotografie, fiecare primește cadou, se bucură, este fericit, fiecare zâmbește și celebrare de asemenea. Se referă pentru majoritatea dintre voi la un eveniment în care familia se reunește, se bucură, se simte bine. Va fi o atmosferă de celebrare în familie. Cartea Familie vine cu mesajul: armonia va fi restaurată în familie. Și vești bune vin și de asemenea vești de călătorie sau de vizită undeva. Acest simbol îți aduce o bogată perioadă, dacă vreți, și un succes care implică imediata familie, deci membrii din familia apropiată. Este o bună carte și o bună energie pentru femeile însărcinate și pentru fertilitate, în special dacă vă doriți un copilaș. Mai bine spus, când vine această carte natalare, acest simbol aduce împlinire emoțională, energie pozitivă, familia crește, da, profesional și spiritual. O nouă locuință s-ar putea să fie în agenda voastră. Și o experiență de călătorie minunată cu întreaga familie sau veți merge la familie. Pentru zona carierei și a finanțelor, această carte îți spune că multe obstacole vei avea de parcurs și unele din decizii vor trebui făcute în familie, deci nu de unul singur. Dar trebuie să luați deciziile în familie, deci împreună, pentru cele mai bune rezultate. De asemenea, businessul în familie este foarte binevenit, se va vedea mult noroc, o unitate, pentru că lucrați în echipă, mult succes și, cum se spune, veți aduna recoltele, ca familie. Aura în prejurul familiei tale este cu noroc și această dinamită sau această energie puternică îți va aduce noi membri în familie prin naștere sau prin căsătorie. Ceea ce, bineînțeles, vă va bucura și vă va umple sufletele de împlinire, de mângâiere și de fericire.
Va fi un timp, o perioadă foarte ocupată pentru tine în această perioadă, în jurul familiei. Probabil veți avea de organizat un eveniment sau o sărbătoare în care familia se va reuni și vei fi foarte solicitat. Îți iubești foarte mult familia, o pui pe primul loc, dar ai grijă să te asiguri că te odihnești destul, pentru că altfel se va produce un dezechilibru în sistemul tău și s-ar putea să suferi de anumite boli sau acest dezechilibru nu îl dorește nimeni. Trebuie să cauți un echilibru între muncă, odihnă, familie și așa mai departe. De asemenea, copiii sunt în atenția ta și te vor solicita mai mult ca de obicei. Probabil și pentru că vine sau este deja perioada vacanțelor, copiii își doresc să petreacă mai mult timp cu tine și trebuie să ai grijă să nu te extenuezi. Deci trebuie să-ți dai din când în când anumite pauze sau să faci anumite pauze. Și să ai grijă și de corpul tău și de organismul tău, pentru că aceste energii vor avea de suferit, da, nivelurile de energie, dacă te consumi prea mult. Oricum, această carte îți sugerează că vei fi foarte recompensat în următoarele 12 luni și trebuie să realizezi și să conștientizezi ce iubit ești și ce norocos ești. Și binecuvântat în același timp. Este un timp excelent pentru cei singuri ca să se îndrăgostească și să își găsească persoana căutată, persoana potrivită pentru ei. Vei atrage ceea ce îți dorești sau ceea ce își dorește inima ta mai mult ca niciodată. Și vei dori să fii împrejurul acestor oameni care sunt aproape de inima ta. Cea de-a doua carte este celebrare sau eveniment sau un party, o nuntă, poate să fie un botez, undeva unde vă strângeți toată familia. Și mesajul acestei cărți este că ești pregătit să îți aduci lucruri noi și care să te facă bucuros și să te umple de bucurie în viața ta. Ce spune cartea mai departe? Felicitări! Acum ești recompensat pentru eforturile pe care le-ai depus în ultimele 12 luni. Fii pregătit să sărbătorești cu o serie de evenimente sau de party-uri de toate felurile. Calendarul tău social este foarte plin, invitațiile curg și dacă nu ești subiectul principal la aceste evenimente, nu rata nicio invitație sau nu pierde nicio invitație. Deci să fii prezent și să accepti orice invitație ți se oferă. Va fi un timp fabulos pentru tine, cu noi oportunități și indiferent dacă ești tu gazda evenimentului sau dacă ești invitat. De asemenea, se vede un timp foarte bun pentru călătorii, exact același lucru ne-a spus și cartea Familie, și vei fi foarte confident, vei avea mare încredere de sine, în persoana ta și ceea ce va atrage absolut orice își dorești. Fii de asemenea pregătit pentru planuri pe termen lung, ceea ce îți va oferi rezultatele cele mai bune. Drumul spre succes este acum în fața ta, ai grijă doar să nu-l pierzi. Deci să fii la momentul potrivit, în locul potrivit, de aceea a spus cartea mai devreme, să nu refuzi nicio invitație care ți este oferită.
pentru că tu te simți foarte ocupat în această perioadă ca să probabil să organizezi aceste evenimente. Și pentru că unii dintre prietenii tăi sau membrii ai familiei nu te înțeleg de ce te implici așa de mult, s-ar putea să te simți foarte iritat și frustrant, ceea ce este de înțeles. Nu lăsa anumite persoane să te doboare, moral vorbind, cu problemele lor. Ei pot să se ajute singuri. Acum este timpul tău. Tu vei fi, spune cartea, inima petrecerii în toate ciclurile sau în toate capitolele din viața ta. De asemenea, o persoană romantică sau o persoană cu care ți-ai dori să ai anumite legături romantice sau chiar să formezi o relație este foarte indicată în această perioadă. S-ar putea de asemenea să fii atras sau atrasă de o persoană de la locul de muncă. Se pare că este reciprocă această atragere, dar ai grijă dacă ești într-o relație, cum abordezi această apropiere. Dacă ești singur, este perfect, e timpul perfect să vă apropiați, să vă cunoașteți mai bine. Și se va forma o legătură foarte strânsă și cu o conexie, ceea ce este foarte important, o conexie adevărată între voi. Dar, cum spuneam înainte, dacă ai o relație deja acasă, trebuie să ai grijă să nu te arzi și să nu-ți, bineînțeles, să nu îți pare rău mai târziu. Deci, rămâi fidel. Asta este concluzia. Reuniunile în familie, de asemenea, sunt foarte bine primite în această perioadă. Vedeți, aici avem același lucru, reuniune în familie. Pentru voi, balanță pentru luna august. Iar pentru unii dintre voi care sunteți căsătoriți de mai mult timp sau aveți o relație durabilă și foarte solidă, s-ar putea să vă reînnoiți promisiunile făcute cândva. Mai departe spune cartea să ai încredere în instinctele tale și să îți joci cartea, dar joacă-o cinstit și corect. S-ar putea să câștigi pe toate planurile dacă îți joci cartea corect. Acestea au fost recomandările pentru voi, Balanță, pentru luna august. Vedeți, din ambele cărți reiese familie, reuniune, atmosferă bună. Veți fi umpluți emoțional, sufletește. Veți avea o perioadă foarte frumoasă, vă veți simți foarte bine, armonios, vorbind și toată familia va fi fericită pentru că v-ați reunit. Pentru unii dintre voi este vorba și despre o călătorie, fie cu întreaga familie, o vacanță, fie veți merge la familia care se află mai departe de voi. În orice caz, oricum ar fi, este un timp și o perioadă foarte armonioasă în familie și este vorba despre familie. Iar celebrările pot să vină din mai multe direcții, indiferent dacă ești gazdă sau ești invitat, te vei simți foarte bine și dacă vei fi invitat, să nu refuzi nicio invitație. Totul va fi cu succes. Și, bineînțeles, să joci cartea cinstit pentru ca să ai succese și realizări pe toate planurile. Vă mulțumesc din suflet pentru vizionare, pentru comentarii, pentru interes. Vă doresc o lună de august minunată. Nu uitați să fiți mai blânzi unii cu ceilalți, să vă iubiți mai mult și până data viitoare, numai bine!